Așadar, all ok with sound, all ok with image. Noroc și bună seara celor care urmăresc emisiunea Lumina. Astăzi continuăm șirul de interviuri cu candidații la primăria municipiului Chișinău. Recunosc, nu o să reușesc cu toți 170 cât acolo, dar i-am ales, i-am potrivit pe câțiva care își poate și mie mi-s interesanți. Iertați-mă, dar îmi permit în această emisiune în care eu sunt unicul director și angajat, îmi permit să fiu subiectiv, mega subiectiv. Eu aleg pe cei care cred că ar putea să-mi spună ceva curios, interesant, sau pe cei care poate niciodată nu i-am auzit vorbindu-mi și vorbindu-vă vouă prin intermediul emisiunii Lumina. Am vorbit săptămâna trecută cu Victor Chironda, candidat la primăria municipiului Chișinău, la funcția de primar. Am încercat să stabilesc o legătură cu Octavian Țicu. Legătura e stabilită, dar live-ul n-a fost. Interviul n-a fost să fie. Deamul, cum s-ar spune, azi deam. Poate el s-a supărat că eu scriu prea mult cu I din I, dar dumnealui cu I din A. Reușită glumă. Astăzi vreau să vă invit să-l cunoaștem, să discutăm, să-i adresați întrebări și o să folosesc și întrebările pe care le-ați aruncat în postarea precedentă pe Lumina. Vreau să vă invit să discutăm cu Vladimir Cebotari. Hai să ne asigurăm că el ne vede, ne aude. Bună seara, domnule Cebotar! Bună seara, sper că mă auziți. Da, vă aud, ia ca stabilesc pe ferestruica asta, o pun într-un colț care trebuie, ca să nu apară pomehuri. Ok, dați-mi și voi de știre, dragi spectatori, dacă se aude, dacă se vede, dacă totul e în regulă. Vreau să discutăm cu domnul Cebotar, candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău. Domnul Cebotar, în primul rând, felicitări, sau cum să spunem, mulțumesc. Eu premieră, e prima dată când cineva din conducerea Partidului Democrat a binevoit și a acceptat să discute aici la emisiunea Lumina. Credeți dumneavoastră că e cumva condiționat acest fapt de schimbarea politică în țară? Deși până amu eu încercam... Da, spuneți. Andrei, a fost prima invitație adresată mie în acest sens și imediat a fost acceptată. Adică dacă eu îndrăzneam să vă scriu mai... Interior... Dacă eu îndrăzneam să vă scriu mai devreme... De ce nu? Reușeam să stabilesc o legătură. Deci nu. Uimitor, adorabil. Domnule Cebotar, spuneți-mi, vă rog frumos, cum merge campania electorală pentru dumneavoastră? Foarte intens. Avem foarte multe întâlniri. Spre exemplu, mâine, prima mea întâlnire, începe chiar la orele 5:30 dimineața. Iar ultima va încheia, probabil, pe la orele 9:30 seara. Adică, bine zis, va începe la 9:30. Cine are chef să se întâlnească cu candidații electorali? Deja nu vă mai zic, pentru că unii când mai află alții că petrecem întâlnire, se mai și întâmplă uneori să fie anulate aceste întâlniri. De aceea, vă zic mâine, după ce ne vedem. Dacă vreți, vă scriu un mesaj. Stați puțin. Reprezentant al Partidului Democrat se confruntă cu probleme de anulare a întâlnirilor asta și cumva cineva din cei care dețin acum puterea vă bagă bieță în roate, domnule Cebotari? Noi, nu sau... neapărat mie vreau să vă zic din cauza cu unii actori politici sau concurenți electorali. Nu prea au chef de a face foarte multe și calitative campanii și de aceea, dacă ei nu fac campanii, de ce ar trebui să facă alți concurenți electorali? De aceea, da, se întâmplă, sunt și indicații directe venite de diferite instituții, sunt și înscris. Apropo, una banală a fost o indicație înscris în care s-a interzis participarea sub orice formă în campania electorală unor angajați, unor servicii publice, ceea ce ar însemna că nu pot nici candida sau nu pot face alte lucruri sau se detașa de greva de la servicii și așa mai departe. Sunt întâmplă multe lucruri. Dumneavoastră asta nu vi se pare normal? La Chișinău. Poftim? Dumneavoastră vi se... Deci nu pot să interzici unei persoane să se folosească de dreptul său constituțional de a fi ales. Și pentru aceasta să se bucure de o campanie ca să fie ales. Eu cred că cei care au interzis asta, s-au gândit la ceea ce a fost în campania electorală cea mai recentă, deci, pentru parlamentare. Andrei, noi nu știm la ce s-au gândit, pentru că noi tot ne mirăm cum se mai gândesc. Dar noi putem să judecăm despre modul cum a fost formulată acea indicație înscris și era participarea sub orice formă în campanie electorală. Nu era scris nici mai detaliat sau mai puțin detaliat. Deci era clar, sub orice formă. Ceea ce înseamnă, da, probabil nu se ocupă cu agitație electorală, dar sub orice formă mai înseamnă că nu poate participa nici ca candidat. Poate și... Este o gafă cel puțin. Haideți să recunoaștem. Este cel puțin o gafă și o prostie mare. E o exagerare, o să fiu de acord aici cu dumneavoastră, dar eu vara asta mi s-a întâmplat să merg în guvern, să fac un interviu cu prim-ministru Maia Sandu și așa s-a întâmplat că intrând în guvern încă am văzut ceasul
în cabinetul consilierilor de comunicare ceasul pe care era scris de ceas, vă imaginați, anul 2019, Republica Moldova, mașini, Tesla, unalta, Wi-Fi-uri, tehnologii, ceas pe care scrie Pavel Filip, fapte, nu vorbe, în guvern. Adică cineva a binevoit cu ocazia campaniei electorale din februarie 2019 să schimbi ceasurile în guvern și să fie numele lui Pavel Filip acolo. Deci nu scrie lucrează pentru dânsul și cu dânsul în guvern, dar încă și un ceas, ca de fiecare dată când ticăie să-ți amintească și ni tătuca, pentru cine trebuie votat, da? Vedeți că exagerările au fost un tabăr și pe altă. Andrei, însuși faptul că Maia Sandu strase până să-i faceți observația privința acelui ceas, înseamnă că, de fapt, ei era confortabil cu acest ceas și nu era nimic altceva. Deci, haideți să, și aici să nu exagerăm. Eu o să vă dau o informație din site. Consilierii de comunicare mi-au scris mie personal despre acest ceas și au spus că îl păstrează până la vară pentru mine. Eu sper încă să mai rezist. Vedeți? Pentru că eu cred că utile bune, indiferent de cine e la guvernare și cum. Asta este un lucru util. Eu cred că în camera mea tare bine s-ar potrivi acolo un ceas cu Pavel Filip deasupra acestei inscripții. Am să întreb dacă mai are cumva, poate au cadou mai mult și dacă ceva organizăm. Domnule Cebotar, eu așa un articol am citit recent pe Ziarul de Gardă cu mai mulți candidați care sunt deputați actualmente, dar au decis să candideze la locale. Și bineînțeles, întrebarea e, mai ales că unii dintre ei chiar au candidat pe circumscripții. Asta înseamnă că nu pe liste, dar personal au convins mii de oameni, poate au făcut și door to door, ca să devină deputați. Și acum unii din ei, chiar și reprezentanța ai Partidului Democrat, ai Partidului Socialiștilor, decid să nu mai fie deputați, dar să meargă la locale. Așa că este un articol tare fain, îl recomand celor care ne urmăresc. Eu vreau doar acum să le arăt repejor celor care văd acest live. El se cheamă Cine sunt deputații care vor să devină primari și cum își argumentează decizia. De exemplu, socialistul Nestorovski zice, interesantă întrebare, foarte interesantă. Nu vă citesc aici tot pe lung pentru că vreau să ajung, simpaticul Repeșiuc, sugheț bun, genial ceva. Iată, de exemplu, uitați-vă ce scrie Botnar de la PDM. La Parlament, în situația de astăzi, stau și practic nu fac nimic, nu prea fac nimic. Adică omul a șerut voturile la mii de oameni. Și-a realizat că acum nu face nimic. Domnule Cebotar, noastră, știți ce a spus? Andrei, trebuie continui și Andrei Năstase. Acuși, așa ca să fie deja echidistant. Eu știu, eu continui în ordine articolului, dacă îmi permiteți. Vladimir Cebotar spune, am decis să nu fiu nepăsător. Interesantă formulare, o dublă negație, am decis să nu fiu nepăsător. Deci, întrebat ce l-a motivat să candideze funcția de primar, Cebotar și-a argumentat decizia în modul următor. Starea deplorabilă a orașului și modul în care este administrat, fără nicio viziune clară de dezvoltare, fără niciun spirit de gospodărie, dar și modul haotic de abordare a problemelor, faptul că, din păcate, acest oraș a devenit din ce în ce mai urât. Deci, asta v-a motivat. Mă tem că copiii noștri nu vor mai vrea să locuiască în acest oraș. Am decis, inclusiv la apelul colegilor, să nu fiu nepăsător și să ne oferim să servim locuitorii capitalei. Domnule Cebotariu, să vă dezamăgesc, în acest articol sunt doar deputații care vor să renunțe la mandat și să devină primari. Despre Năstase vreau și sper să discut mâine seara, pentru că mi-a promis, în sfârșit, după luni de așteptare, să avem... Eu vreau să vă atrag atenția ca să fim în sfârșit obiectiv, că Năstase tot a fost deputat, a candidat în circumscripție electorală, după care... Vezi că de rapid a fugit într-un fotoliu de ministru, după care iarăși fuge în alt fotoliu. Nu o să mă cred, domnule Cebotar. La toți, pentru că ies, facem o concluzie greșită oamenilor și nu este unicul. Dar dacă vreți răspunsul meu la această întrebare, este unul foarte simplu. Noi ne aflăm în opoziție acum. Am promis oamenilor din anumite circumscripții, eu apropo nu sunt nici dintr-o circumscripție, am luat anumite angajamente. Noi ne luptăm pentru aceste angajamente, dar nu suntem auziți în rolul de opoziție pe care îl avem. Și din acest motiv am avut multe discuții cu colegii mei. Și colegii mei au hotărât că mi-au explicat în felul următor. Eu am promis, eu sunt responsabil pentru ceea ce am promis, eu nu pot să mă uit în fața oamenilor care mi-au dat votul și după 4 ani de zile să vin să le explic că eu am fost în opoziție. De aceea, eu mi-asum toate riscurile să mă lupt cu instrumentele care le voi avea. Iar în poziția de primar, eu voi avea mai multe instrumente decât cele de deputat din opoziție. Și eu trebuie să respect decizia acestor colegi. Ia, haideți să sumarizăm. Haideți să sumarizăm un pic. Înțeleg ce vreți să spuneți. Haideți. Omul a fost ales deputat, după asta am înțeles că e în opoziție, zici că eu a să fac mai mult treabă fiind primar. Mm-hmm. Dumneavoastră, judecând după o asemenea logică, tot asta vreți să faceți.
Dar până la urmă, decizia de a merge. Stați un pic, eu nu am concurat în circumscripție uninominală. Nu, dar ați Nu mers am pe listă de făcut. partid, ați vrut să deveniți deputat, corect? Nu este vorba că cineva vrea, nu vrea, este un lucru de echipă. Și am vrut să contribui la mai multe proiecte care pot aduce beneficiu acestei țări. Și dacă a fost sau este cazul în care noi ne aflăm în opoziție și nu pot, expertiza mea în rol de deputat în opoziție nu ajută la nimic, atunci de ce să nu încercăm alte roluri în care să pot să fac ceva? Precizare Să importantă, pot să. domnule Cebotari, dumneavoastră, Da. la alegerile din februarie, ați vrut să deveniți deputat? Andrei, eu am fost partea unei echipe Nu, și stați, nu m-a sunt nevoit interesat să vă opresc. să Știți scot de prima mea ce? Știți de ce capitură. vreau să Dacă vă... vrei să. Dacă vrei să primești un răspuns, eu doar te las să spui întrebarea până la capăt și apoi dau și eu Da, răspunsul dar până eu la nu capăt. pot să înțeleg de ce o Și întrebare de da noi. sau nu trebuie să fie Da, răspuns atât de eu lung. dam voie, tu ai să mă înțelegi. Tu ai să mă înțelegi. Haideți. Și ca parte a echipei noi am avut niște discuții clare. Mergem cu toții în Parlament, pentru că este prima etapă, după care ne înțelegem că noi, în dependență de capacități și responsabilități, o parte din noi probabil se vor regăsi în executiv. Da, eu aș fi vrut să mă aflu în executiv, pentru că este o muncă mai măsurabilă. Ok. Dar trebuia să trec pe puntea spre sau să merg întâi prin Parlament, ca apoi să mă regăsesc, probabil, pentru că așa erau discuțiile cu colegii, într-o funcție în executiv. Cu toate că, bun, aici eu se creează o leac de haos, am înțeles. Cu toate că dumneavoastră ați trecut prin executiv, dar după asta PDM-ul Da? a decis să bagi oameni care sunt ca și cum apolitici în Guvernul Republicii Moldova. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog frumos, Apropo, Andrei, când mă aflam și eu în funcție de ministru, am intrat tot în funcție fiind apolitic la acea dată. încă nu erați membru de partid. Am înțeles. Ok. Da. Da, îl cunoșteați pe domnul Vlad Plahotniuc, de exemplu, înainte de a deveni membru de partid. Vlad Plahotniuc probabil l-am cunoscut vreo jumătate de an până a deveni membru de partid. În ce condiții? În ce condiții? Atunci când urma să discutăm despre viziunile în privința unor reforme care trebuiau să producă. Și eu am avut unele puncte de vedere pe care am vrut să insist Aha. și am vrut să iau suportul colegilor mei din toate. Apropo, aveam discuții cu toți colegii de partid și am hotărât eu că este cel mai rațional să vorbesc cu toată lumea care reprezintă un factor de decizie. De fapt, tot timpul așa abordez lucrurile. Mie îmi place că dumneavoastră menționați asta. Eu presupun că asta e o, cum zic, o linie roșie de partid la PDM. Asta e aplaudabil, spiritul de echipă, dar adesea asta o leacă vă bagă în probleme. Pentru că e ca Țuțu ajungea să fie întrebat după 10 de vizite în teritoriul la Băcioi, Trușeni și întâmplători aceleași localități în aceeași circumscripție, era întrebat foarte drăgăstos de reporter: domnule Țuțu, veți candida sau nu? Echipa va decide, echipa va decide. Ce înseamnă echipa va decide când tu, omule, mergi de săptămâni întregi încolo? La fel și în cazul dat. Eu vreau să-l întreb cât de mult din deciziile dumneavoastră în cadrul partidului erau parte din echipă? De exemplu, cât de mult hotăra echipa și cât de mult dumneavoastră, domnul Cebotari, vă conformați acestor decizii? Că eu mi-amintesc acum ultimul eveniment colorat al Partidului Democrat, asta era protestul din 9 iunie, dacă nu greșesc, cu aruncatul curcanilor, la care dumneavoastră v-ați referit public, ați spus că sunteți în dezacord cu așa ceva, sunteți împotriva unor asemenea gesturi. Dacă mi-e curios, Vladimir Cebotari s-a ridicat după asta în picioare la partid și a zis: băi băieți, așa ceva nu se mai poate. Eu cred că este începutul sfârșitului. Andrei, noi chiar în aceeași zi, chiar de la partid, am ieșit cu o poziție clară în care am condamnat acest lucru. N-am fost eu unica persoană, apropo. Iar ceea ce ține de decizii și modul în care se lua decizii, eu vreau să vă asigur că deciziile se luau în cel mai democrat mod. Și mergeau discuții foarte mari, cu încercuri foarte extinse. Deci Doar Partidul că Democrat era un partid procesul de într-adevăr executare, democrat. procesul de executare a deciziilor deja era unul foarte disciplinat. Dacă doriți dumneavoastră termenul poate care îl folosesc unii și este mai acceptabil și poate era un proces autocrat de control și de executare a deciziilor care au fost luate prin dezbateri și într-o manieră democratică. Și de obicei era decizia de consens. Da. Sunt și votat la noi la ședință, dacă vreți, știți acest lucru.
Am înțeles. Dar să presupunem că domnul Plahotniuc n-avea să plece din țară. PDM-ul avea să rămână în opoziție cu un domn Plahotniuc lider de partid, cu tradiționalele sau mai puțin tradiționale sau uneori scăpate live-uri de marți dimineața. Să presupunem că asta avea să se întâmple. Credeți că asta avea cumva să schimbe poziția anumitor deputați care acum a decis să meargă la primărie? Domnul Plahotniuc era un om care avea să-i disciplineze în alte direcții decât cea care i-a ales acum. Cum credeți? Eu nu sunt sigur că am înțeles aici întrebarea. Dacă avea să rămână un domn Plahotniuc în Partidul Democrat, el avea să permită asemenea samovolnicie? Ca unul, de exemplu, doamna... Nu, de exemplu, doamna Drăguțanu și ea, candidată PDM, Otilia Drăguțanu, pe numărul 11, Matenca, asta e în frunte, unul din cele mai influente partide din țară, tu ești pe numărul 11 în listă și tu după asta la câteva luni decizi să pleci din partid, adică nu la câteva luni, imediat după și Plahotniuc pleacă din țară. Și la fel s-a întâmplat și în cazul acestor domni care au vrut să fie atât de tare deputați încât amus să întorc la primării. La două luni, doamna Drăguțanu a plecat, nu imediat, una la mână, doi, nimeni nu poate fi ținut nici într-un fel de funcție sau poziție. Și la noi nu s-a procedat în felul acesta. Dumneavoastră, în toată cariera dumneavoastră scurtă, destul de scurtă, de membru PD și politician, ați avut momente în care ați fi vrut să plecați? Eu când am vrut să plec, eu am anunțat acest lucru și am făcut-o. Din funcție, dar ați rămas în partid. Din poziția de ministru al justiției. Nu pot să... Știți, am o anumită poziție sau o filosofie, că doriți, ce ține de cariera profesională sau lucrurile în care te implici. Nu poți să stai dintr-o parte, să privești în speranță că careva lucruri vor fi făcute de bine sau mai bine. Eu cred că dacă tu ai ceva de spus, trebuie să o spui din interior. Încercând să influențezi unde. Deci încercând să termini sau tu să acționezi în modul în care consider că ești cel bun și poate să rezolve anumite probleme sau situații. Pe scurt. Eu sunt omul care stă într-o parte. Un lucru cu care se mândrește Vladimir Cebotari că a putut să-l influențeze. E ca să duce Partidul Democrat să facă ceva într-o direcție, dar Vladimir Cebotari a ridicat mâna în sus și a spus că nu, așa ceva nu trebuie. Un lucru, o decizie cu care vă mândriți a Partidului Democrat din ultimii 2 ani, cât ați fost membru? Nu, haideți, eu, de exemplu, eu consider că sunt cel care am dat ideea și am insistat, dar alții au dezvoltat-o deja și au implementat-o prima casă. Era o idee care a ieșit de la mine. Proiectul de a începe, ideea de a începe construcții mari și serioase șantiere în infrastructura drumurilor, a dat-o un coleg, dar eu am intervenit și am dat multe argumente în favoarea acestei idei. Diferit cu mulți alți colegi, da, apropo. Vă referiți la una din cele mai defectuoase și lamentabile campanii pe nume Drumuri Bune? Nu, Andrei, haideți să întrebăm oamenii, pentru că ei au altă opinie legată de acest. Nu, dacă noi ne apucăm să întrebăm oamenii, oamenii să ne răspundă foarte diferit. Dacă noi mergem în Republica Tâva și întrebăm pe oameni despre drum and bass, ei să ne răspundă... Nu, haideți să întrebăm specialiști. Haideți să citim articole scrise de economiști. Haideți să citim ce a scris Wall Street. Noi nu avem articole scrise de economiști în acest. Noi avem articole scrise de unele platforme mediatice care aveau anumite simpatii pentru anumite forțe politice, dar economiști și analiști veritabili care să critice acest proiect nu avem. Dacă aveți așa articol, eu chiar v-aș ruga să vă împărtășiți cu mine. Știți foarte bine că atunci când vrei să stimulezi mult o economie, trebuie să faci investiții în infrastructură și de aceste procese sunt extrem de necesare. Drumuri bune, iată, doar ăsta e un articol pe care vreau să-l arăt. Dumneavoastră nu o să reușiți să vedeți conversația acum cu mine, dar eu îl arăt în live ca cei care ne văd. Articol scris pe Wall Street pe data de... De către cine? De către cine? Cine e autorul exact? Hai să căutăm în subsol. Matinca lipsește numele autorului de pe Wall Street, dar eu tare mare încredere am la această redacție. Eu vreau să dați un economist serios acolo, nu jurnalist. Noi putem să scrim acum foarte multe lucruri despre multe chestii, dar bun, ne interesează opinia, până la urmă, profesioniști. Să presupunem că noi nu suntem jurnaliști, domnule Cebotari. Nu fii de acord, pot fi mulți și noi putem să punem într-o bază sau o listă de cei care nu sunt de acord să dăm opiniile lor la fel de mult. Dar haideți să ne plimbăm la țară. Noi ne plimbăm astăzi în teritoriu. Noi vedem ce e asta. Oamenii asta vor.
Oamenii asta așteaptă, oamenii acum sunt indignați cu proiectul ăsta, nu merge. Domnule Cebotare. Așa că nu știu cine spune economiștii, dar eu vă spun ce spun mie oamenii. Dacă noi ne luăm după ce vor oamenii și noi luăm anumite segmente dar de oameni. Dar noi cine servim? Andrei. Nu, eu vreau să mă opresc la această speculare, la ce vor oamenii. Noi foarte ușor putem să întrebăm pe Facebook-ul lui Ilan Șor și să vedem ce vor oamenii. Să vedem filmări cu zeci de oameni care vor hrișcă și care vor concerte. Dacă noi să ne bazăm pe asemenea gen de ajutoare, dacă noi să vedem un drum care de 25 de ani nu a fost reparat. Eu vreau să termin, domnule Cebotar, dați-mi voi să termin. Dacă noi să vedem un sat în care 25 de ani nu a fost drum și o să vină un gaburici și un plahotniuc și o să fac câteva poză frumoasă, bineînțeles că sătenia să fie bucuroși, tăța să fie bucuroși. Eu aș fi bucuros la maică-mea în sat să se repare drumul. Nu contează, plahotniuc, nici plahotniuc că repară. Dar atunci când eu aflu că plahotniuc, fără funcție publică, își bagă nasul în bugete publici de sute de milioane de lei sau dolari, bani care erau de la Banca Mondială pentru că totul alte lucrări, există lucrări de întreținere, de reparații, de construcții. Andrei, dumneavoastră ceva încurcați. Banii de la Banca Mondială pentru proiectul drumul bune nu au fost folosite. Una la mână. Poate eu încurc, dar erau bani la donatori externi pe care voi ați redirecționat. Ce are una că dumneavoastră nu vă place cum un om s-a implicat în ceva, de fapt că a fost realizat un proiect bun și la oamenii ăsta le-a plăcut. De ce încurcați aceste lucruri? Dumneavoastră aveți probleme, probabil, cu faptul că, cumva, această idee a fost anunțată de Vlatul care nu a nicio poziție. Asta e alt lucru, Andrei. Trebuie să-l divizăm de proiect. Nu trebuie să le spunem că proiectele sunt rele. Doar din cauza că Plăcotniuc a venit cu ideea așa publică și a anunțat-o și s-a asumat. Eu n-am spus asta. Înțeleg din ceea ce spuneți. Nu, mie nu-mi place. Proiectul este rău că a venit Vlad Plăcotniuc care s-a laudat că el va repara drumurile. Ok, știi, la oameni interesați de rezultate. Proiectul este rău pentru că este unul defectuos. Bugetul Republicii Moldova nu preconiza asta. Nu preconiza asemenea cheltuieli. Asta dumneavoastră o spuneți, dar nu având nicio opinie unui specialist econom. Cum explicați? Ca un finanțist. Bun, eu doar mă uit la cifre, domnule Cebotar. Cum explicați dumneavoastră că unul din cele mai mici raioane din Republica Moldova, raionul Nisporeni, în care întâmplător a candidat domnul Plahotniuc, a primit unul din cele mai mari volume de bani și investiții în proiectul Drumuri Bune? Cum de s-a întâmplat asta? Andrei, a beneficiat ce? Plahotniuc sau oamenii? Da, eu cred că a beneficiat Plahotniuc. El a candidat pe circumscripția asta. Andrei, probabil, eu din câte cunosc, spre exemplu, am participat la formarea listei pentru anul 2016. Și eu știu un lucru, că s-au discutat cu fiecare președinte de raion sau au făcut ședință. Au fost convocați primari. Li s-a spus, convocați adunări generale în sat. Prezentați propunerile care vin din sat, aprobate de Consiliul Local. Aceste propuneri au fost direcționate Ministerului Economiei și Ministerul Economiei. Și a cui erau primarii, domnule Cebotar? A cui erau primarii? Personal trebuia să facă... A cui erau primarii care raportau la... Toți primarii, Andrei. De la toți s-au cerut aceste propuneri. Nu au fost, pentru că anunțele au fost făcute publice, nu o singură dată. Este irresponsabilitatea primarilor care nu au bine, dacă sunt din ăștia, care nu au binevoit să facă astfel de propuneri sau să se lupte pentru propunerile lor. Dar să știți că, stând acasă pe cuptor, la tine nu va veni nici hrana, nici alte lucruri. Pentru ca să obții rezultate, trebuie să muncești, să depui efort. De la sine rezultatele acestea nu vin. Deci, haideți să divizăm și să apreciem și critic, dar obiectiv aceste lucruri. Am înțeles. Noi ne-am oprit tare mult la Drumuri Bune, pentru că mine mă doar aleg subiectul ăsta, dar ia că eu chiar să-l arunc în comentarii acest articol de pe Mold Street. Poate dumneavoastră după asta o să-l vedeți. Articol. Andrei, eu, din păcate, observ multe ori că la multe din... Să nu supăr pe nimeni. La mulți din aceste comentarii comentează oameni care nici măcar nu se află în Republica Moldova. Și haideți aici să facem un apel către cei de ce contează geografia? Pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru că aceștia ne pot da o notă. Ok, deci dumneavoastră ați acceptați o notă critică la proiectul Drumuri Bune, fiecare pozitivă sau negativă, doar de la cei care trăiesc în Moldova? În primul rând de la ei, pentru că ei sunt beneficiarii sau perdanții acestor proiecte. În primul rând. Am înțeles. Pentru că e ușor să spui de undeva din Padova că un lucru este rău, dar tu nu vei acasă de 6 ani de zile. Nu, dar dacă tu ai venit în august din Padova, multe ori în comentarii. Dacă tu ai venit în august din Padova și într-o lună ți-ai schimbat 3 anvelope.
Andrei, dacă ai venit e foarte bine, dar eu vorbesc de cei care câte 6-7 ani nu vin acasă. Bun, am înțeles. Hai, atunci, hai să excludem. Da, bine, e o opinie subiectivă. Haideți că putem să trecem peste ea. Tăiați așa care ne urmăresc și n-ați fost de mult acasă, cum s-ar zice, lăcățica. Bun, continuăm, domnule Cevătate. Fiecare are dreptul și trebuie să spună un cuvânt. Exact. Bineînțeles. Doar că v-am spus că apreciez criticile la cei care au venit și au încercat să meargă măcar pe cea de drum. Atunci aceste critici vor fi mai valoroase pentru noi. Eu vara asta... Nu au avut experiență, nu au trecut prin această experiență, nu le-au văzut, eu le-aș lua ca fiind unele foarte subiective și influențate. Eu vara asta tare m-a apreciat drumul reparat de eforturile lui Constantin Țuțu la Schinoasa, în Codru. Cum s-ar spune, numai că Constantin Țuțu deja era plecat. Din câte am înțeles, Andrei, a fost dezamăgit de politică. Când veniți în Republica Moldova, îmi dați un apel. Știți că eu răspund la apelul și la deja apelul. Deja da. Și eu am răspuns tot timpul. Și mergem într-un, ne urcăm cu mine în mașină și mergem rând în mai multe sate și împreună, iată dumneavoastră. În care mașină? Că aveți două. Poftim? În care mașină? În Porsche Panamera sau așa? Putem să închiriem dacă vreți și oricare altă. Nu vreau să închiriem, eu vreau cu Panamera, eu niciodată n-am mers cu Panamera, eu vreau cu Panamera să merg. Vii, Andrei, și facem și o cursă și cu Panamera. Facem un vlog din Panamera, la vară. Facem și acest lucru. Bun, domnule Cebotari, hai să vorbim despre un subiect ferbinte acum. Dumneavoastră candidați totuși la primăria municipiului Chișinău. Da. Cât de tare vă doriți acest lucru, de la 1 la 10? 10. Dumneavoastră vreți să deveniți primar de Chișinău? Da. Pentru că este o provocare foarte mare. Dar Partidul Democrat vrea dumneavoastră să deveniți primar? Păi Partidul Democrat m-a desemnat. Cum poate apărea astfel de... Știți de ce întreb eu asta? Pentru că acum un an noi n-am avut la alegerile locale anticipate din 2018. PD-ul n-a avut niciun candidat. Dar dacă stai să dai un search pe site-ul Publica la numele Silvia Radu, eu droaie de știri, care mai de care. Silvia Radu a spus, Silvia Radu a făcut, Silvia Radu a realizat. Și Silvia Radu oficial nici măcar nu era candidat. Purtătorul de cuvânt a Silvia Radu spunea, noi nu răspundem pentru ce își fac televiziunile. Televiziunile spuneau pur și simplu, doamna asta e mai activă ca și ilalți. Deci o întâmplare, cât florele doamnei Silvia Radu din fața catedralei, sau cum se mai cheamă. Acum există candidat PD. Vladimir Cebotari, și că dacă stai să intre pe Publica, eu am stat și am căutat, e că dați arăși la cei care ne urmăresc, e că scrim aici, Vladimir Cebotari. Știrile din ultima perioadă. De hramul Chișinăului, unii candidați la șefia capitale au venit cu mesaj de felicitare, am înțeles. Vladimir Cebotari despre citarea lui Plahotniuc pe Facebook, am înțeles. Dar ia uitați-vă de când știrile este, de pe 7 octombrie. În cazul Silviei Radu erau ploaie de știri. În cazul dat, domnule Cebotari, nici măcar aparatele de propagandă, televiziunile nu par să vă susțină. Ce se întâmplă? Se dorește sau nu ca PDM-ul să aibă om la primărie? De ce mă întrebați pe mine despre politicile editoriale a Post TV? Eu ce am cu ele? Sau ce are acum partidul cu ele? Partidul nu are nimic acum cu aceste posturi. Deja nu mai are sau niciodată nici nu a avut? De ce să ne ascultăm că niciodată nu a avut? Anterior, aceste posturi de televiziune aparțineau inclusiv unor membri din cadrul PDM și care se aflau la conducere PDM. De ce ar trebui să spunem lucruri deci, neadevărate? Sau? Doar din cauza plecării unui singur om, televiziunea asta nu-și mai face treaba sau cum? Un singur de om... De ce? Adică, nu știu. Andrei, ei au politica lor editorială, așa cum și dumneavoastră a spus, sunteți singurul patron, singurul angajat la această... Nu, eu am mulți patroni. Și decideți ce o să faceți, cu cine o să vorbiți, cum o să vorbiți. Ei probabil au, nu probabil, ei au politica lor și de aceea eu nu sunt în drept să o critic sau să-i dau o apreciere acum în calitate de candidat. Și dacă sincer nu reușesc nici măcar să urmăresc ce și unde apar la știri pentru că sunt ocupat cu alte activități. Dacă tot Publica, Canal 2 sau alte televiziuni controlate de Partidul Democrat până nu de mult, cum ați spus dumneavoastră, difuzau pentru cineva, asta nu era pentru cineva din partid, asta erau pentru oamenii care urmăreau și poate și mai schimbau leac părerea sau stăteau la îndoială. Începând la fake-urile sirienii din 2016 și terminând cu documentare cu Zicu Vlad Plahotniuc. Fake-uri noi am văzut la toate posturile de televiziune fără excepție. Da. Asta
Și este o tradiție real și proastă moldovenească. Nu doar moldovenească, fake-urile au o istorie veche, încă de pe timpul lui Cleopatra. Nu, asta e... Eu nu dau un aer exclusiv televiziunii publică prin asta, doar încerc să... Bine. Eu am vrut să îngustez puțin, încerc ceea ce ne vizează pe noi. Dar dumneavoastră, cum credeți? Cum credeți? Cât de important, dar a fost importantă contribuția acestor televiziuni? Publica, Prime, Canal 2, Canal 3, STS-ul chiar pe timpul Silvia Radu difuza știri, a fost importantă în creditul politic pe care l-a câștigat PDM-ul pe parcursul acestor ani? Andrei, orice platformă mediatică este importantă în formarea unei opinii sau alta. Inclusiv cum jurnal TV-ul a manipulat și manipulează în continuare și parcă și acum se află în opoziție și cuvinte cu Partidul Democrat de parcă s-ar afla la guvernare sau alte posturi de televiziune. Exact și alte posturile televiziune care au fost afiliate cândva cu Partidul Democrat, sigur că influențează la formarea unor opinii sau altora. Aici, nu în zadar, joacele de informare masă, jurnaliștii, sunt puterea a patra. Este o putere a patra și la noi. De aceea, da, cred că au format mai multe opinii. Și... Dumneavoastră sunteți un om școlit. Mă tin că aveți studii postuniversitare, așa-i? Aveți un MBA? Da. Ați călătorit, citit, jurist, cum s-ar spune, om care are în spate o leacă de viață academică. Și că dumneavoastră faceți parte dintr-un partid care beneficiază din instrumente de propagandă. A spus vreodată undeva, într-un for public, a partidului măcar, Vladimir Cebotar, că băi, rebeata, nu, cirescior, ajunge, prea mult spălăm creierile cu mișunile. Haideți, discuțiile care ale noastre sunt pe intern, pentru uz intern, rămân de uz intern și ale noastre intern. Okay. Eu nu vă întreb și ați discutat, dar măcar vreodată ați insistat că, rebeata, eu alea că-i prea mult, ca și cu burcani. Rămân discuții de uz intern, dar noi am fost și nu doar eu, în diverse situații am avut diverse opinii. Dumneavoastră ați văzut filmul O zi cu Vlad Plahotniuc, realizat de Cristian Tabără? Da, am văzut acest film, cum l-au văzut și foarte multă lume. Spuneți, vă rog frumos, de câte ori ați murit de râs pe parcursul filmului? Eu am privit O zi și cu mulți alți oameni și erau momente amuzante în fiecare din aceste filme. Ce m-a amuzat în viața lui Vlad Plahotniuc, în ziua de muncă lui Vlad Plahotniuc? Iată, Vlad spunea, parcă eu l-aș fi privit de multe ori sau nu țin minte ce m-ar fi amuzat mai mult sau... Nu, bun, cunoscându-l pe Vlad Plahotniuc, poate există o ceva care în partea de muncă, de zi de muncă a lui, care v-a făcut să vă nedumeriți. Cum băi omul ăsta? Cum reușește el să doarmă 4 ore pe zi? Sau cum reușește el să filmeze 3 zile diferite, dar să-i monteze într-o zi? Iată aici chiar vă rog să fiți calmi, pentru că eu cunosc foarte bine că această persoană, de dimineață, ne poate trezi, ne trezea pe noi. Este și o istorie, cum spun noi, buni. Domnul Filip a fost, cred că asta nu e mare secret, într-o noapte, pe la vreo orele 2 și ceva de noapte, îi sună telefon. Dar noi, toată lumea, eram obișnuită, puteam fi sunat sau 2-3 de noapte, că așa se obișnuia să se muncească. Și când ridică receptorul, bine, vede cine e cealaltă parte de a receptorului și aude vocea lui Vlad Plahotniuc și Vlad Plahotniuc îl întreabă. Pavel, ce faci? Și Pavel, de fapt, domnul Pavel Filip este o persoană foarte inteligentă și are un foarte rafinat simț al umorului, foarte repede a reacționat și a zis că n-ai să mă crezi, așteptam să mă suni. Deci, și asta devenise chiar și un banc acceptabil, foarte răspândit în cercurile noastre. Așa se lucra. Trebuie să trezești cu apeluri, nu la miez de noapte, dar după miezul nopții, sau puteți fi convocat la ședință după miezul nopții. Ok. Probleme de administrare sau management. Acum, lider... De aceea, pentru noi, acest lucru era ceva obișnuit. Vi se părea normal asta? Dumneavoastră aveți o familie, aveți 2 copii, dacă nu greșesc, da? Să vă trăiască. Din câte am înțeles, Vlad Plahotniuc putea să vă invite la adunări noaptea și așa mai departe. Ce spunea soția? Ce spuneau copiii despre asemenea muncă a lui tata? Bine, știți că eu sunt foarte recunoscător familiei mele, care tot timpul m-au susținut pe tot parcursul meu profesional. De aceea, acest lucru, când am acceptat această provocare de a mă afla în funcția publică și alte lucruri, au fost și aceste reguli, într-un fel,
discutate și acceptate. Eu știam modul și obișnuințele de lucru a acestei persoane de la alți colegi de-ai mei, care după mult timp lucrau cu el. De aceea nu a fost surprins, a știut familia. Aveam însă și eu unele reguli. Cel puțin a doua parte a zilei de sâmbătă și duminică mă străduiam să compensez acel timp care nu mă aflam cu, familia. Deci doar de două jumătăți de zile? Astea erau zilele libere al Vladimir Cevotare în PD? Două zile? O zi duminică și sâmbătă jumătate de zi. Vă sperea normal asta? Andrei, când lucrezi la ceva și lucrezi mult, asta este ok. Și în privat, când lucrezi și te dedici, este aceeași situație. Eu nu am lucrat nici atunci când nu lucram cu Vlad Plahotniuc, când în regime mult mai lejere decât acelea care aveam când eram cu Vlad Plahotniuc. Doamne Cebotari, dar ce... Pentru mine asta nu era ceva neobișnuit. Ce salariu luați dumneavoastră fiind, de exemplu, în minister lucrând? Ce salariu luați la Ministerul Justiției? Nu știu, 11-12 mii de lei, probabil așa ceva. Nu țin minte exact media. Dacă am jurul la această cifră, 9-11 mii de lei. Dar cum erați compensat de la Partidul Democrat? Eu n-am fost compensat. Eu am avut marele și noroc, probabil, dar și alte chestii. Eu am avut tot timpul venituri care veneau legale din unele afaceri. Deci dumneavoastră erați gata să lucrați pentru partid fără a fi compensat? Aproape 7 zile pe săptămână. Da, dar și acum, de exemplu, ca primar, ai aceeași provocare. Mie mi este interesant, Andrei, să am provocări foarte mari și complexe. Eu înțeleg, dar acum nu există om care să vă sune noaptea. Pavel Filip, nu, sunt sigur că nu vă sună noaptea, dacă vă sună din greșeală, spune, oi, credeam că e ou. Sau, cum se întâmplă asta acum? Iată, acum nu există, Andrei, un lider eu, care... Știți, noi aveam o discuție, o să fie puțin așa... Nu prea corectă, probabil, etică sau moral, dar am avut o discuție telefonică cumva cu mama mea și veneam într-o noapte târziu de la serviciu, ce am sunat și mă întreabă ce faci, îi spuneam că sunt într-o spicață și zic, iarăși așa târziu, tu muncii și nu știu ce, și zic, mama, ce aștepți de mine? Dacă voi așa ați muncit, așa m-ați educat, nu poți să ai pretenții și știi foarte bine, porcul glot își Alo? Găsește. Sunt o persoană care sunt într-un fel dependent de... Nu mă auziți? Nu, porcul glot își găsește, am înțeles. Și nu-mi găsesc confortul atunci când stau prea mult timp să mă odihnesc sau fără activitate. Eu chiar pot intra într-o stare, n-aș zice, de panică, dar nu-mi place și îmi caut tot timpul de muncă. Eu nu pot să stau la concediu mai mult de vreo câteva zile. Pentru că mă împinge să muncesc. Când merg în concediu, familia mea știe că tot timpul de regulă muncesc. Am avut foarte puține vacanții când am stat de plin fără să muncesc. Am înțeles, dar la mine în cap ceva nu se leagă. E că au depus Partidul Democrat atâta muncă. Erau sunați la două noaptea. Toată lumea muncea de luni până luni. Cu toate astea, în iunie acestui an, Partidul Democrat pleacă de la putere. Cum se simte Vladimir Cebotari după ce a depus atâta efort? Și vede că Partidul Democrat, care a introdus votul mix și a insistat atâta, cu de la Gordienco până la Adriana Ochișanu cântând, la Cahul până la Nord, și tot Partidul Democrat este cel perdant. Eu, de exemplu, uneori, bineînțeles că nu mă compar cu eforturile depuse de Partidul Democrat, dar uneori pot să mâncesc la un video foarte mult și el nu tare să prindă la public. Alteori fac un video cu puțin efort și el prinde mult mai mult. Și atunci stau și mă gruzesc, zic, cum? Uite, eu aici atâta montaj și ore am depus și lumea nu a apreciat. Cum se simte Vladimir Cebotari după atâta muncă în van? La noi, în echipa Partidului Democrat, au existat tot timpul și mai multe opinii, inclusiv opinii că noi, poate mai devreme, ar fi trebuit să intrăm în opoziție. Și cred că acest exercițiu de trecere în opoziție este un exercițiu util atât nouă, cât este și un exercițiu util și pentru alegători. Oamenii pot face diferența, compara, fac anumite concluzii, după care... În astfel de condiții este mai ușor, cu o legitimitate mai mare, să accedezi la guvernare. De aceea nu a fost o surpriză pentru noi. Apropo, noi am luat decizia foarte rapidă a trece guvernare. S-a simțit. De luni. Ok, domnule Cebotari, dumneavoastră ați luat o decizie, sau partidul a luat o decizie, după ce au fost instalate zeci de corturi la instituțiile statului, după ce tot felul de bratocine, informații și femei și domni destul de inconștienți, stăteau acolo și spuneau că am fost aduși și vom fi duși când a venit autobusul. Asta era
în intervalul de a spune nu, noi renunțăm la Andrei, guvernare. Andrei, Eu nu cred că asta a fost o perioadă scurtă. Dar păturile care au stat jumătate de an în fața guvernului, cum era? Noi nu vorbim acum despre asta, noi vorbim despre eveniment, despre Da, corturi. sunt lucruri Vreți? similare. Nu, păi Andrei. stați, vreți să Sunt comparăm lucruri corturile? similare. Vreți să Andrei, comparăm sunt corturile? lucruri similare. Ok. Nu am auzit întrebarea. Zic, vreți să comparăm diverse corturi? Haideți să vorbim atunci despre corturile lui Nu Roșca. corturi, noi vorbim ca gest, noi vorbim ca acțiuni. Jumătate de ani s-au stat și au murdărit orașul, acele corturi și oameni care protestau și aveau dreptul la aceste proteste, acțiune care, apropo, tot erau acțiuni politice, tot urmăreau acțiunea, urmăreau scopul de acces de la guvernare și vroiau alegeri anticipate și multe alte lucruri. De ce un lucru Domnule este deputat, exact. Că oamenii au stat și altul lucru nu este atât de problematic? Păi uitați-vă, tocmai ați remarcat o diferență foarte importantă. Oamenii și din opoziție solicitau alegeri sau instrumentarea unor exerciții democratice în societate. Aici pe DM-ul nu ei ceda forțau puterea. Plecare de la guvernare, Andrei. Ei forțau plecarea de la guvernare. Da, ei spuneau demisii, dar instrumentul erau alegerile pe care își le doreau. Dar aici... Erau aceleași corturi. Noi vorbim despre aceleași corturi. Corect? Instalate, nu. Față Eu nu știu ce firmă erau corturile, domnule Cebătare, dar noi vorbim despre un caz în care un partid de la guvernare, controlând foarte evident Curtea Constituțională, emite la minute distanță decizii, după asta se adună în dimineața acelei zile zeci de corturi la fiecare instituție guvernamentală, jurnaliști nu poate să intre pe acolo și după asta... Niciun oficial sau o persoană care se afla, haideți așa, nici o persoană care pretindea că se afla în noua componență a guvernului nu a avut restricții de acces din vreo instituție publică. Ce obțin eu nu cunosc despre așa exemplu. Și încă nimeni nu mi-a prezentat un astfel de exemplu. Nu, eu vorbesc de jurnaliști. Eu sunt sigur dacă caut la ziarul de gardă, o să găsesc oameni care... Bine, jurnaliștii, nu știu despre jurnaliști, nici despre jurnaliști nu știu. Poate eu ceva nu am citit, nu am observat în presă. Nu am obligație să urmăresc tot. Mie cel puțin nu mi se pare pertinentă comparația dintre corturile care erau de la platforma, da, Andrei. După asta s-a alăturat Dodon, după asta s-a alăturat Usatii la ele, cu ceea ce a făcut PDM-ul timp de câteva zile. Putem avea puncte diferite de vedere și nu înseamnă că neapărat dumneavoastră sau eu avem absolut dreptate. Bineînțeles. Dar cât de normal vi se pare ca Partidul Democrat la televiziuni, Candu, dumneavoastră în interviuri să declarați că aceștia sunt susținătorii noștri, când sunt zeci de cazuri cu acești susținători în care ei nu știau la ce au venit, în care ei jucau cărți, beau, fumau. Eu am fost într-o zi în fața guvernului, pentru că am primit critici apropo în cadrul unei emisiuni și am zis că iată de aici mă deplasez și m-am deplasat în fața guvernului și m-am văzut cu oamenii. Erau oameni care mă știau, erau oameni care erau susținători ai guvernului Filip și așa mai departe. Am trecut mai multe ori prin fața Ministerului de Interne pentru că acolo mi-era traseul spre partid și de la partid. Și iarăși am întâlnit mai multă lume îmi spunea multe lucruri că eu ce pot să le replic aici sau de ce n-ar trebui să cred pe acei oameni cu care am avut discuție. Eu pot să vă spun și mai mult. Eu din când în când am făcut cunoștință cu unii oameni în fața Ministerului de Interne care și astăzi din când în când mă sună sau mă vizitează la partid și mai avem multe discuții. Chiar atunci noi nu ne-am cunoscut în afara protestelor. Dar de atunci vin și noi avem anumite discuții. Legate de politică, bineînțeles, de chestii care ei ne reproșează, spre exemplu, că noi am cedat, eu de fiecare dată le explic de ce trebuie neapărat să cedăm și multe alte lucruri. Domnule Cebotare, acești oameni care ați spus că vă vizitează, sunt simpatizanții a partidului, sunt oameni care au fost atunci aduși cu autobuze, autocare, organizat, hrăniți, plătiți pentru prezență? Andrei, eu mi-am întrebat cum au fost ei aduși, cum au ajuns ei acolo. Eu i-am văzut acolo, am discutat cu ei și continuu să discut în continuare. Și dacă, sincer, niciodată nu i-am întrebat cum ați venit, ce ați făcut. Eu am întrebat un lucru. Stați, vi se pare... Voi are grijă cineva. Voi aveți nevoie de ceva. Eu pot să vă ajut cu ceva. Așa întrebări am adresat la mai multă lume. Și eu tot timpul mă comport în acest fel și mă interesează de mai mulți oameni care... Dumneavoastră vi se pare normal? Dumneavoastră vi se pare normal să fiți susținuți pe o platformă politică, ca partid, ca politician, să fiți susținuți de oameni
plătiți pentru a vă susține? Andrei, dar de unde? Eu nu am plătit pe nimeni. Dumneavoastră nu, dar din câte pare, dumneavoastră nici nu cunoșteați dacă ești hrănit sau nu. Dumneavoastră nu vă ocupați de aceste cheltuieli de logistică, asta e clar. Dar vi se pare normal? Eu vă întreb. Vi se pare normal cineva să fie plătit ca să susțină un partid politic? Andrei, eu nu cred că, de exemplu, pe dumneavoastră, pe mine sau pe mulți alții pot să-i cumperi ca să susțină un anumit partid politic. Eu sunt sigur. Iar eu pornesc apreciind fiecare om, pornind de la bună credință și în modul în care, de la logica cum eu aș acționa. Așa mi se pare că este corect să abordăm lucrurile. Domnule Cebotar, am vorbit anterior puțin despre venituri, bani. Dumneavoastră ați spus că ați avut un fel de, cum să spun, bumper financiar. Ați avut și mai aveți cotă parte la companii care vă aduc dividende. Vreau să arăt celor care ne urmăresc declarația pe venit și interes, sau cum se mai cheamă, e de pe cec. Aveți grijă datele cu care puteți. Păi ele toate s-au stupat, a avut grijă cecul, nu eu. Nu toate, Nu, cecul a stupat. Am înțeles că nu toate, mi-au sugerat niște colegi de la o televiziune că nu toate sunt... Domnul Cebotar, dumneavoastră, ați închis camera, da. M-a sunat cineva. Nu, seriele... Nu am trecut la fly mode din simplu motiv că mai trecem încă în cap pe rețeaua de telefonie. Am înțeles. Ok, iată, eu încerc acum să deschid ferestruica asta. Așadar, Consiliul Electoral de Circumscripție. Hai să vedeți și voi, declarația. Ok. Salariu. Vladimir Cebotar, salariu la Ministerul Justiției Republica Moldova. 193.000 de lei. Am înțeles. Mai departe, niciun venit. Venituri din înstrăinare sau deținerea valorilor mobiliare, cotelor părți în capital social al societăților comerciale. M. Cebotari, soția dumneavoastră, Maria Cebotari, sau nu cunosc numele. Maria? Nu cunoaște numele. Nu trebuie de cunoscut. Să dați caracter personal. Am înțeles, scuzați. De asta e acoperit, ok, credeam că e spațiu aici. Am înțeles. Doamna, eu am zis că i-au comis greșeli, de ce vă rog să... Dar nu-i scris Maria, eu doar am ghicit, asta și vă întreb. Sanair Service, dividende, jumătate de milion de lei, Fly One SRL, 1.195.000 de lei, Vladimir Cebotari a vândut o mașină BMW 640 cu 25.000 de euro, corect? Da. Dar cum unii cumpără mașini cu 5.000 de lei, dar dumneavoastră o vindeți cu 25.000 de euro? Nu înțeleg. Dumneavoastră cât mai? Eu nu știu care și cu ce cumpără. Eu am încercat tot timpul să fiu corect și transparent. De aceea se respectă cadrul normativ. Nu o să vă surprindă numai această declarație și altele din altă perioadă. Eu tot timpul indicam și valorile cât mai... Așa cum le cunoșteam eu, adică noi. Ok, aveți o casă în comuna Chiperceni, raionul Orhei, și o casă nu știu unde. Două case aveți, apropo, da? Apropo, indic aceste case, dar eu încă nu, ca succesor, dar în succesiune încă nu am intrat, deoarece de mult timp tot am aplicat în termenii stabiliți, dar așa și nu am putut intra în succesiunea celor case. Iar ați dispărut, domnul Ceutar. Da. Da, am reapărut. Zic că sunt succesorul, prin succesiune îmi revin cote părți din acele bunuri imobile, dar în succesiune legal nu am intrat. Însă ca să dispară oricare speculații, mă scuzați, cineva sună în sistem. La Hodniuc, ca să dispară careva, nu, eu cred că dumneavoastră vedeți când apare ceva. Ca să dispară careva speculații, eu le-am indicat în declarație. Ok, domnule Cebotar, dar și vă apropii, o întrebare personală, ce vă apropii de comuna Chiperceni, raionul Orhei? Dumneavoastră sunteți din Basarabiască, nu? Da, dar eu de la 5 ani și jumătate am copilărit și părinții mei au trăit și au activat în Chiperceni, Orhei. Hei, dar și maică mea de acolo, e născut în Chiperceni, dar noi trebuie să prietenim. Iată așa. De când vă spun? Hai, prieteniți! Dar eu am așteptat să mergeți în opoziție. Vedeți că eu cu opoziția mai tare sunt prieten. Da, domnule Cebotar, ne întoarcem la declarația dumneavoastră. Două mașini. Andrei, Porsche. Când vii la Chiperceni să spui, venim, treci pe la noi și gustăm un pahar de vin de casă. Haideți. Ok, Porsche. Aveți un Porsche din 2018 și un Porsche din 2015. Așa cum ați declarat într-un live la Occupy Guguță, ca și fiecare cetățean din Republica Moldova. Asta eu n-am spus-o la Occupy Guguț, Andrei. Eu am spus-o în emisiuni și dacă s-ar fi dat integral, eu am spus-o ca și oricare om din Moldova care muncește, okay, și câștigă și are. Și trăiește așa pe independență de cum lucrează. Ceva de genul ăsta, eu așa. Mașinile sunt cumpărate din banii câștigați din afaceri?
Da, Andrei, și apropo, ele nu sunt plătite integral, sunt în leasing tot timpul. Am înțeles, Da. ok. Vă ies avantajos? Care e procentul acolo? El diferă. Acum, dacă mergi la un leasing bun și nu poți să ai sub 7% și ceva, depinde unde mergi. Ok. Aveți 3 ceasuri care costă tare mult. Unul costă Da, 8.000. Andrei, pe parcurs nu mai spuneți. Prețurile pe parcursul la cred că ultimii 11-12 ani de zile am cumpărat perioada. Da, un ceas e din 2011, costă 14.000 de dolari. Da, și Ce ați făcut dumneavoastră în 2011? L-ați primit cadou sau l-ați cumpărat din bani proprii? am cumpărat din bani proprii. Dar dumneavoastră sunteți pasionat de ceasuri, vreți să le colecționați sau cum? Vă plac ceasurile mecanice? Da, ceasurile care le am mie mi-au plăcut. Dar de ce Îmi să vrei, plăcea, îmi plac și acum. să vrei să investești într-un aparat care are o singură funcție? Aici e și e-mail, și ceas, și tot ce vrei. Andrei, eu privesc aceste ceasuri un pic altfel. Eu visez. Spre exemplu, ca ceasul meu să treacă de la mine, ceasul meu preferat, să treacă de la mine la fiul meu. Un alt ceas chiar îl dorește fiica mea când o să fie mare. Așa Aha. el doresc. Și eu aș vrea acest lucru chiar să rămână ca un simbol la ei. Am două din aceste ceasuri. Ok, două din ceasuri, am înțeles. Nu știu, Dar asta e lucrul unul care puteți să-l donați. eu așa am abordat aceste lucruri. Unul puteți să-l Dacă donați. e poate prepersonal abordarea, dar o discutăm, mă rog, dacă Nu, nu mie mi se pare discut. normal. Mie tata tot ne-o, tata a cumpărat odată niște șahmate când eram mic el și a spus că nu le atingi la 18 ani să le dăruiesc. Și pe urmă, știți ce a făcut? Taic nu există, e jadnă. Le-au vândut. Normal? Așa că da, nu sunt eu offshore-ul Vladimir Ciobotar. Mai departe, mergem pe declarație. Set de mobil aveți din 2010, din 2010 încă un set de mobilă destul de scumpușor, dar după asta cu mobilă cred că nu v-ați mai ales. Ține până acum mobilă, da? Am echipat casa, vezi că Aveți un setorul unde se cont, declară este la o anumită valoare. aveți un cont într-o Poftim? bancă străină, Citadele Bancă, asta pe unde, în ce țară? Sau, nu, soția dumneavoastră are. Soția. Da, și unde, în ce țară e banca asta, Citadele Banca? Italia, sau ce? Nu. Țările Baltice. În țările Baltice, aha. Noi am auzit de bănci din țările Baltice care s-au implicat în furtul miliardului. Asta nu e implicată în furt. N-are nicio Apropo, treabă. cele din țările Baltice care au fost implicate în furtul miliardului, din câte eu știu, au falimentat, pentru că ele au fost implicate și în alte rețea de tranzit, acelor 400 de miliarde în care a fost implicat și Banca Daneză și bănci germane și așa mai departe. Domnule Cebotare, înainte de a trece la câteva întrebări trimise de cei care ne urmăresc, vreau să ne referim pe scurt sau pe lung, cum binevoiți, la cea mai recentă noutate, de fapt, care vă vizează. Este vorba de acuzarea dumneavoastră în concesionarea aeroportului. E o acuzație pentru care Da. procurorul a solicitat retragerea imunității parlamentare. Andrei, haideți să fim puțin mai exacti în această declarație. Vă Povestiți-ne! invit. De fapt, procurorii au spus că comisia de cesiune, care de fapt a făcut un lucru tehnic, a luat decizia de a păstra taxa de modernizare ca clauza contractului, garantându-o în mărimea în care era la acel moment. În declarația mea, în discursul meu de la tribuna Parlamentului, am arătat foarte clar hotărârea de guvern, în care cel puțin trei locuri este indicat că taxa de modernizare se aprobă și se garantează prin acea hotărâre de guvern. Până aș începe lucru Comisia de Evaluare. Comisia nici nu a avut dreptul de a se expune și nu a avut libertatea de a se expune în privința mărimii sau păstrării sau anulării acestei taxe. Deci, de aceea, ulterior, am observat și trebuie să apreciez că am observat în unele declarații publice a unor deputați, ce drept că dacă ești foarte atent, sesizezi aceste diferențe, că s-a spus că da, de fapt, Comisia nu a prea avut treabă cu taxa asta de modernizare. Dar asta se invocă într-un final. Și, apropo, procurorul și general au declarat mai multe lucruri, că, bine, urmează fi cercetate toate împrejurările, dar evident că nu înseamnă ridicarea imunității sau înaintarea
sau calității de bănuită a unei persoane sau alta, înseamnă că persoana este vinovată. Cum nu înseamnă că Ok. nici nu e vinovat. Da, aici scrie că Sigur că... solicitare de ridicare imunității și de încuvințare pentru reținere, arestare, percheziție și trimitere în judecată a lui Cebotari. Ei planifică să fac și asta? Procuratura planifică să fac și asta? Alo, cred că ați deconectat microfonul. Alo? Eu nu vă aud, domn Cebotari. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mai apăsați o dată pe microfon și încă o dată. Sau haideți să fac un redial. Eu deconectez și mă mai sun încă o dată. Ok? Rămâneți, păstrați poziția telefonului. Rebiatușchi, scuzați pentru aceste dificultăți, aceste probleme tehnice. 1, 2, 1, 2. Mă auzi? Perfect, da, nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu de ce, că nu am apăsat pe nimic, ceva era probabil cu... Eu sper că domnul Plahotniuc nu se bagă peste această conversație. Andrei, să scăpăm de aceste conspirații. Care conspirație? Mie mi este dragă de dumnealui. Eu tare am vrut să-l întâlnesc, să-i vorbesc. Atâta eram pregătit și am hops. Eu am ajuns pe 16 iunie în Chișinău, de el pleacă pe 15. La aeroport măcar să ne fi întâlnit, măcar noroc. Nu l-ați intersectat. Eu din avion l-am văzut, dar era el anșor acolo, i-a arătat centura lui Fartova. Ei, atunci iară spuneți lucruri neadevărate. Nu, bun, dar nu i-a arătat centura, altceva. I-a arătat domn Cebotar. N-avem noi cum să știm ce se întâmplă în acel avion. Am înțeles. Cum credeți? Că ați spus-o de câteva ori, de fapt, dar vreau să o confirmați acum, să o spuneți, poate aveți mai multe detalii. Judecând după cum au apărut afirmațiile în public, mai întâi Andrei Năstasiu a solicitat retragerea imunității dumneavoastră, dar vorbea de dosarul miliardului. Ca după asta în Parlament să vorbească de cu totul alt dosar. În ce se poate învinui Vladimir Cebotari, ca să înțelegem și noi? Vladimir Cebotari nu poate fi învinuit de nicio ilegalitate care ar cădea sub incidența legislației penale. Așa, ca să puteți înțelege și noi. Atâția ani să faci afaceri în agricultură, una în alta, și nicio ilegalitate, tot frumușel. Nimănui mită n-ați împins. Andrei, eu am un principiu să activez corect. Și, dar probabil aici mult mai contează și faptul că mai ales în ultimii ani eu m-am aflat în anumite instituții publice și nu am condus propriu-zis afacerile. Nu am avut interesul niciodată să fac aceste lucruri ilegale. Nu m-au tentat. Așa am fost eu educat, de mic. Și de aceea, pentru mine, mai mult contează alte lucruri decât să obții niște beneficii de scurtă durată. Am înțeles. Domnule Cebotari, vreau să sărim la câteva întrebări care au apărut pe net la cei care ne urmăresc pe noi. Pe pagina Lumina și pe postarea originală. Hai să ne asigurăm că toți o să vadă. Sunt mai mult comentarii, care mai dicare, care sunt întrebări care să atac la persoană, să încercăm să cumva să le filtrăm. Ok, most relevant. Hulubaș blânzi, mai întâi mănâncă din mână, apoi ne... Ok, nu înțeleg. Eu vreau întrebări care să aibă semnul întrebării la sfârșit, prieteni. Este nevoie, atenție, să câștige locale PDM și candidații consilieri, președinți de raion, o să restabilească guvernarea PDM și Nenea Plahiș se va întoarce la ce au votat la Nisporeni. Așa va fi, nu știu dacă am înțeles corect întrebarea lui Ion Mutu, dar tentativa sau încercarea PDM-ului de a merge la locale, de a mai câștiga niște poziții, se va culmina sau va ajuta cumva la restabilirea domnitorului Vlad Plahotniuc în Republica Moldova? Se mai întoarce el după asta? Dacă vede că obține multe victorii la locale. Eu nu cred, dar haideți să nu luăm aceasta ca o afirmație definitivă și eu nu sunt un prezicător. Mie mi se pare că din ceea ce eu observ, simt, poate undeva mă greșesc, dar cel puțin gândul meu este că, opinia mea este că domnul Plahotniuc nu mai revine în politica moldovenească. Nu revine. Domnule Cebotari. Așa mie mi se pare. Dar sigur că eu nu pot să vorbesc de numele dumnealui. Nu am fost mandatat în acest sens. Am înțeles. Nu cunosc intențiile, pentru că nu pot să spun că eu aș fi cunoscut la zi intențiile dumnealui în acest sens. Cum credeți? Domnul Plahotniuc este o persoană răzbunătoare? Din ce ești, din cum l-ați cunoscut? Eu, știți, l-am văzut în foarte multe situații când a trecut peste foarte multe lucruri. Adică le-a ignorat. Dar vreau să vă mai spun și un lucru care noi toți probabil l-am și observat. Știți, este o vorbă, să mai spun o vorbă, anecdotă, glumă la noi, că okay. Un neplahoi, ne-o pamet făroșe. Aha.
Deci asta îți spune deci despre Vlad Plahotniuc. Eu cred că dumnealui este și o persoană care ține minte multe lucruri, dar cum va acționa, cum acționează, este altă treabă. Noi ne dar eu am văzut foarte multe situații, în care probabil toată lumea știe de Vlad Plahotniuc dur, dar care este dur. Dar eu l-am văzut în situații care a trecut peste foarte multe lucruri, inclusiv personale, făcând multe cederi, de dragul unor obiective, scopuri sau chiar coaliții de guvernare. Eu l-am văzut unde a cedat foarte mult. Puteți să ne dați un exemplu de cedare personală, de compromis pe care l-a făcut Vlad Plahotniuc? Bine, ele au fost poate prea multe și poate eu nu am dreptul să spun lucrurile care erau pe ei interior atunci, mai ales că eu eram doar un martor întâmplător în acele situații. Nu de alta, dar eu tind să cred că el e un tip destul de, nu numai pamet haroșă, dar și destul de zloi. Dacă ne uităm la anumiți contracandidați sau la mici pe scena politică, Plahotniuc nu era omul calm care spune a, ok, n-a să postăm poză cu Năstase cu fondul UD pe publica. Andrei, Plahotniuc, din punctul meu de vedere, nu este omul emoțiilor, el este omul rațiunii și pe timpul iese din anumită logică și anumite raționamente. Mie mi se pare că la mine ori la cineva ori să moară căștile sau ceva. Eu sper să nu. Sper să mai rezistăm puțin, da. Dar cu siguranță știu că el acționează în special din considerente tactice, strategice și un om care are un pic abordări mai complexe decât nu sunt atât de simpliste. Din păcate, ultimele evenimente cu domnul Plahotniuc pe scena politică moldovenească nu arătat că este foarte chibzuit. Mă refer la aruncatul curcanilor. Eu trec la următoarea întrebare. În cazul unui eventual tur 2 și în cazul cu dumneavoastră nu treceți, pe cine veți susține? Ceban sau Năstase? Asta e întrebarea lui Sergiu Greco. Andrei, este o întrebare destul de complicată pentru mine. Eu n-am să pot răspunde astăzi dumneavoastră, pentru că eu aș avea, noi cu siguranță vom avea discuții cu colegii pe interior și vom decide ce să facem. Vreau să vă spun că nu sunt încântat de niciunul din acești doi candidați. Da, spuneți-mi, vă rog vreau frumos. Vreau să ajungem în situația să votăm după principiul rău cel mic. Eu cred că Chișinău, votând după principiul rău cel mic, a ajuns tot de ajuns. Și de aceea poate lumea ar trebui să gândească puțin altfel de această dată. O întrebare. Petru Ciobanu zice, știu că nu o să-l întreb, dar dacă totuși ai scris să punem întrebări, te rog să-l întrebi. Ok, Petru. Pe timpul când era ministrul justiției, domnul Cebotar știa că în pușcările de Moldova deținuții sunt împărțiți în caste. Cred că e întrebare. Știați sau nu? Că pe timpul conducerii... Da, Andrei, eu cunoșteam și de fapt eram foarte... aveam cerințe și așteptări foarte mari de la colegii din DIP. Nu pe timpul când el era... Este și în această perioadă aceste caste sunt și aceste caste sunt de zeci de ani până a fi eu în funcție de ministru al justiției. Ok, care e leacul la buba asta? Am avut și o strategie clară în acest sens. Mă auziți încă? Da, da. Mi se pare că nu vă am așa. Și am avut o strategie în acest sens în care noi ziceam până a cere urmează să dăm ceva. Și noi am avut niște abordări foarte clare în dialogul cu una sau una atitudinea și politicile pe penitenciară. Am pornit elaborarea unor manuale foarte complexe de proceduri pentru a standardiza tot ce se întâmplă în penitenciară. Am pornit prin a aloca meniul de plin standard pentru fiecare deținut, ca să nu avem scuze de ce lăsăm anumite produse alimentare să ajungă la cei deținuți. Cu toate astea, rapoartele internaționale. Am început să limităm. Poftim? Cu toate astea, rapoartele internaționale, la capitolul condițiile în care deținuții sunt în Republica Moldova și tratamentul inuman, Republica Moldova era întotdeauna într-un fund al clasamentului. Ne mai vorbim de cazul răsunător cu Andrei Bărbuț în 2017. Sunt necesare sute de milioane de euro pentru a îmbunătăți condițiile de detenție. Penitenciarul care urmează a fi construit, penitenciarul numărul 13, este doar început. Condiții cât de cât ok sunt la Taraclia, au devenit mai bune la Bălți în perioada conducerii de către mine Ministerului Justiției și s-au mai făcut anumite investiții, dar nu până la capăt în alte instituții penitenciare. De aceea, okay. Da, mai avem mult până la acest capitol, nu va fi rezolvat nici în 2019, nici în 2020 și nici cu construcția celui penitenciar problema nu va dispărea.
Pentru că pentru aceasta sunt necesare foarte multe investiții. Dar pot să vă spun un lucru. Datorită politicilor pe care noi le-am realizat în domeniul ispășirii pedepsei, numărul deținuților de la 8.000 și ceva în penitenciare, în special în cele în care condițiile de detenție erau inumane și chiar degradante, a scăzut până la sub 7.000 de persoane. Ok, aplaudabil, dar trebuie să ne informăm puțin mai mult la asta. Domnule Cepotar, sărim la următoare întrebare. Poate ați remarcat și dumneavoastră la știri. Întrebați-l ce e cu taxa de zbor de 20 de euro căzută din pod înainte de zbor impusă de compania FlyOne. Au fost și scandaluri, recent au fost și știri despre asta, okay, nu știu dacă sunteți la curent. Astăzi a fost, nu, după cum am spus, eu nu mă implic în administrarea companiei, dar astăzi am fost nevoit să intervin, să întreb colegii ce se întâmplă și să mă clarifice pe mine și să reacționeze mai și să cu că ar fi trebuit să anticipeze unii lucruri față de public. Astăzi, și nu de vorba de astăzi, de duminică, compania și-a schimbat total anumite motoare sau softuri de rezervări, softul de vânzări, softele, foarte, foarte multe. Și-a reingineerat toată procedura care stă în spatele telefonului, în spatele calculatorului, da, și așa mai departe. Dar asemenea schimbări se planifică. De câteva zile... setează această sistemă și a fost lansată. Și sigur că, ca orice sistemă care este în proces de lansare, comit mai multe greșeli. Dar știu că colegii mei, când au apărut aceste probleme și s-au pornit mai multe telefoane și mai multe reclamații de la cetățeni, au intervenit și au anulat taxa de înregistrare, apropo, check-in-ul, când dumneavoastră o faceți, la check-in dumneavoastră plătiți. Da, dar lumea pe asta și splânge. Spune că din potrivă era o abdiralăfcă la aeroport. Oamenii trebuiau să plătească de dublu, de două ori aceeași taxă. Păi eu vă explic. A apărut, oamenii se înregistrau acasă și ajungeau la aeroport și în sistemul nu se vedea actul de înregistrare a lor. Și trebuia să facă check-in a doua oară. Și respectiv li se solicita banii a doua oară. Eu, colegii m-au asigurat că toate persoanele care au avut de plătit, suferit, urmează să se adreseze și vor fi compensați, iar pentru ca să nu se repete aceste lucruri, în general au renunțat pentru ziua de azi, nu știu, și mâine, atâta timp cât fac setările necesare, cât se termină procesul de au renunțat la colectarea taxei de check-in. O serie de întrebări blitz de la o prietenă de-a mea din Montreal, susținător patron emisiunii Lumina. De ce iubiți Chișinăul? Un lucru, repede, un lucru sau o destinație? În primul rând că e a noastră, că e a noastră, că e Chișinău, capitala noastră, locul unde trăim, dar eu iubesc locul în care trăim. Care este artistul dumneavoastră? Artistul dumneavoastră preferat, artistul dumneavoastră preferat în afară de Cântăreț. În afară de Cântăreț. În afară de cine? De Cântăreț, un artist, fie că e sculptor, pictor. Ah, ok, probabil actor, Keanu Reeves este unul din actorii mei preferați. Pentru unele lucruri care... Pentru comportamentul lui în afara camerei. Și pentru că este o persoană, de punctul meu, foarte destoinică, da. Și a avut o viață tragică și mai multe lucruri, da. Și face sport foarte mult și aceasta îmi place. O cămașă tradițională aveți în colecție? Trebuie să recunosc că nu am. O ie, nu am. Ie e pentru femei, pentru bărbați e cămașă. Așa m-am corectat nata. La lucru, mergeți cu bicicleta? Nu, merg cu mașina. Dacă... Deși am avut câteva porniri cu bicicleta, nu am mai ajuns. Ok, din cauza a cărui fapt? Nu avem piste de bicicliști și nu eram sigur că o să ajung la timp și nu eram sigur că o să ajung curat. Curat? Important, domnule Cepotare, în suflet curat. Și mai departe, cât din bugetul orașului? Cât din bugetul orașului credeți că merge actualmente pentru cultură și cât dumneavoastră ați vrea să dați? Pentru cultură merge foarte puțin, dacă nu mă înșel, nu vreau să spun o cifră exactă, e la nivelul, bine, acolo nu le divizează chiar cu clar, e nivelul de ceva mai mult de 10 milioane de lei, mi se pare, sau poate chiar câteva 10 de milioane de lei. Întrebare, din partea lui Valentin Moralu. Acolo nu e clar, bine, în bilanțul municipal nu este foarte clar articolul de cheltuieli, deci mi-e greu să zic că acești bani merg și la plăți salariale sau merg pentru proiecte de cultură. De ce e mai complicat?
Domnule Cebotare, întrebare. Cine e regizorul la spoturile dumneavoastră publicitare? Aveți vreo 3 spoturi acum pe pagină? Nu e niciun regizor, eu singur le fac, le lipesc împreună cu unii colegi voluntari care mă ajută. Adică in-house, făcut tot de ajutoarele dumneavoastră? Tot absolut de colegii care sunt cu mine în staff electoral. Ați fi de acord cu hashtag-ul ăsta destul de popular în ultima vreme? Pe timpul lui Plaha, așa ceva nu era. Uitați-vă, eu singur îmi decid cum merg și ce fac. Și n-am considerat... Stați un pic. La început acestei emisiuni ați spus că vă conformați tare mult deciziilor partidului. Dacă partidul ne scotăra... În această campanie am luat mână liberă absolută de la colegii mei de partid. Credeți că avea să se întâmple asta cu Plahotniuc la putere? Asta a fost una din condițiile pe care eu le-am înaintat colegilor atunci când discutam candidatura mea la sală. Am înțeles. Am remarcat cineva, eu încă n-am reușit să fac un studiu foarte profund asupra acestui lucru, dar a remarcat cineva că foarte des în afirmațiile, în postările dumneavoastră pe Facebook, vă asemuiți cu trolii PD-ului. Cum credeți? Dacă analizăm cost-eficiență, își fac treaba băieții, munca asta este răsplătită, presupun eu, cu X bani, dar își face rostul munca acestor băieți. Andrei, PD-ul nu are troli. PD-ul nu are troli? Nu are troli. Stați, deja n-are sau nici nu a avut. Domnul Cebotari, cum? Andrei, noi vorbim cu dumneavoastră de ce are, ce nu are. PD-ul nu are troli. PD-ul n-are acum, dar să zicem, acum n-are. Dar e ca în februarie. Au avut echipe de oameni angajați care foloseau profile anonime și identități furate ca să publice pe Facebook comentarii și link-uri la public și așa mai departe? E bine, în modul în care dumneavoastră declarați acum, eu nu cunosc. Dar eu cunosc că erau membri de partid care erau activi în rețelele sociale și comentau foarte mult. Asta eu cunosc. Domnule Cebotar, nu erau membri de partid, erau fotomodele din Brăila care susțineau unionismul. Eu nu am stat să fac o analiză așa detaliată, poate cum ați făcut dumneavoastră. Eu nu cunosc. Noutate de la Facebook, ați auzit-o cu închiderea? Eu vreau să știți un lucru. Eu sunt destul de educat tehnologic, dar mai puțin educat pe rețelele sociale. De aceea, poate și eu admit că nu cunosc foarte multe lucruri. Dumneavoastră sunteți sau nu la curent că a existat în PD o aripă de oameni plătită pentru a posta pe Facebook, o aripă de postaci? Andrei, eu cunosc că erau mulți membri din Tineretul Democrat care erau destul de activi în rețelele sociale. Și atât. Și apropo, și acum, din când în când, rog, fac apel la organizația tineri să ne susțină sau să fie mult mai activi, pentru că sunt, mi se pare, uneori cam pasivi. Domnule Cebotare, să zicem că treceți de primul tur și luați a doilea tur. Se întâmplă un miracol. Un candidat PD în sfârșit ia primăria. Nu e neapărat miracol, nu, dar cum? Ok. Eu cred că e miracol. PD-ul a avut mai mulți candidați, mai multe încercări. Monica Babuc a fost candidat, așa? Nu? A fost, da. Cine mai candidat din partea PDM-ului? Silvia Radu? Silvia Radu nu a fost, nu știu. Silvia Radu a fost independentă. Dumneavoastră cum credeți? Ea a fost candidat independent sau susținută pe ascuns de PDM? Băi, eu am avut o simpatie, dacă mă întrebați opinia mea față de Silvia Radu. Și mie mi se pare că Silvia Radu s-a descurcat nu cel mai rău. S-a descurcat, ținând cont că era pe o poziție de interimar în câteva luni de zile, a venit într-o meserie absolut nouă pentru ea și a început să organizeze anumite lucruri, neavând un suport în Consiliul Municipal controlat de socialiști și având anumite mari rezistențe în toate serviciile din municipiul Chișinău, ea a încercat să facă treaba. Da, eu, cel puțin, la acea dată, pentru lucrurile astea, o respectam și o simpatizam. A demis câțiva funcționari apropiați pe Leu, l-am discutat și cu Victor Chironda despre asta, înțeleg, dar ce credeți despre independența dumneei? Nici eu trebuie să cred ceva până când nu... Eu nu știu că la noi să se intervină și să se dea indicații sau să te pună în anumite limite. Ești la munca ta și la noi în echipă tot timpul se cerea rezultat de la munca asta. Așa abordăm noi lucrurile. Dumnezeu a fost o persoană independentă, aflându-se în funcția de primărie, de primăriță a municipiului Chișinău, ca guvern, a avut un anumit dialog cu guvernul și cu guvernarea, în anumite probleme, dacă se adresa la expertiza din ministere sau din guvern, știu că autoritățile reacționau foarte receptiv și cu tot suportul necesar.
Deci a existat cel puțin un dialog care nu existau cu alte forțe din primărie care trebuiau să fie interesate să aibă acel dialog. Acum, Pentru că eu cred că primăria trebuie să comunice cu toate autoritățile statului. Și trebuie bineînțeles, să fie în bună relație cu toate autoritățile. Mai ales primăria capitalei. Acum, mai ales primăria capitalei. Înainte de aceste alegeri, Partidul Democrat a purtat discuții cu alți candidați care eventual vreau să candideze, de exemplu, cu Ruslan Codreanu, cu Victor Chironda. Andrei, noi inițial prima noastră idee încă din luna iulie era să încurajăm, să facem apel la mai multe partide politice, să convenim asupra unor candidați sau unui candidat, nu neapărat membru al vreunui partid. Și de aceea am examinat mai multe opțiuni și în lista potențialilor candidați neafiliați politic ar fi fost și Ruslan Codreanu, doar că în final noi am decis să mergem pe o altă cale și să mergem cu propriul candidat. Domnule Cebotare, dumneavoastră, dacă totuși nu nimeriți la primărie, din câte am înțeles așa funcționează legea, o să aveți un număr de consilieri care o să nimerească, dacă luați un anumit procent, da. Nu? Cine sunt top 3 în listă? Pentru că eu am intrat pe CEC, dar am putut să găsesc doar cifra, 47 de consilieri de la PDM, dar cine sunt ei, consilierii din echipa dumneavoastră? Cebotare, Vecislav Nedelea, Gabriela Železnic, Victor Mândru, Nae Simeon Pleșca. Oh, Pleșca. Sunt primii cinci. Adică oameni destul de simpatici. Vecislav Nedelea, Pleșca, am înțeles, ok. Deci nu dați cu oameni noi, cu oameni tineri, cu oameni proaspeți, dar o dați toți cu așa da, care erau... Sunt foarte mulți tineri, chiar în următoarea listă. Primii în listă au fost persoanele delegate de organizațiile teritoriale de partida sectoarelor. Ei au dat și ordinea în care ar trebui să includem în lista consilierilor. Am înțeles. Dar unde îi găsesc? Dacă pe CEC nu îi găsesc? Dumneavoastră aveți undeva publicată lista? Sunt, Andrei, la CEC. Eu știu că e mai greu de găsit. Este. Înseamnă că eu n-am există undeva și un lucru. Ok. Domnule Cebotar, eu vă mulțumesc pentru timpul dumneavoastră. Mersi că v-ați făcut timp, efort. Cum s-ar spune, ați urcat până în birou, ați încărcat creșterea. Mai puțin am vorbit despre Chișinău, Andrei, dar bine, vorbim altădată. Eu cred că e foarte justificat faptul că noi am vorbit mai puțin de Chișinău și dumneavoastră vă dați foarte bine seama. Ne fiind sau neavând niciodată ocazia să vorbesc cu cineva din conducerea PD-ului, cu dumneavoastră am hotărât să mă concentrez la multe lucruri de sorginte, de ordine politică, cum s-ar spune. Pe final vreau să vă întreb o chestie care poate ați mai fost întrebat, poate la care v-ați și gândit. Cum credeți, invalidarea alegerilor locale anticipate în 2018 și invalidarea mandatului Andrei Năstase, care aparent acum la un an și 4 luni a fost validat, a fost cumva începutul sfârșitului pentru Vlad Plahotniuc și pentru PDM la guvernarea Republicii Moldova? Andrei, eu cred că PDM-ul trebuia să acționeze, să fie mai ingenios și mai flexibil și să găsească instrumente legale de a influența validarea acelui mandat. Adică credeți că totuși politicul trebuia să-și depună efortul și să influențeze? Așa cum acum, de exemplu, a făcut... Astăzi, de exemplu, politicul depune mult efort și trece multe linii roșii. Eu cred că poate nu atât de obraznic, dar trebuia anumită comunicare publică mai insistentă, care poate ar fi... E rău ceea ce zic acum ca un ex-ministru al justiției și asta mă descalifică ca ministru al justiției. Dar din punct de vedere politic, probabil trebuia de făcut mai multă comunicare publică cu intonația de a determina cumva o deschidere mai mare a judecătorilor în acest sens. Pentru că vedeam că în final cum s-a ajuns acest lucru. Dacă s-a făcut inclusiv această opinie publică și vedem că toată lumea este ok, comunitatea internațională este ok cu acest lucru. Și... După un an și 4 luni, dumneavoastră sunteți ok cu asemenea bine, decizie? Așa au durat procesele. Da, dar au trebuit europenii de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului să vină cu o solicitare la guvern și la Andrei, judecători? Andrei, din acest considerent și vă spun că probabil trebuia să facem mai multă sau să demonstrăm mai multă insistență publică pentru ca să determinăm validarea acelui mandat. Cu Plahotniuc, credeți că era posibil să insistați pe validarea mandatului Năstase? De ce trebuie să spun că cred sau nu? Eu vă spun ceea ce trebuie să facă partidul, din punctul meu de vedere. Dar știți, după război sunt mulți eroi.
Sunt Nu un vreau să fiu tratat în felul. eroi care au plecat foarte departe. Dacă îmi permiteți, un postscriptum de Constantin Țuțu. Ați mai auzit ceva? Da, auzim de când încă și noastră auziți, citiți și presa și... A, nu, dar nu din presă, în sens că ați comunicat cu el după plecare. Eu nu am avut nici până la plecare o comunicare separat sau individual cu el. Ne întâlneam din când în când la anumite acțiuni publice, evenimente și eu nu vreau să zic nimic despre ceva negativ sau scriitor în adresa lui. Haideți să rămână aceasta o... Nu, nu, noi nici nu încercăm să vă provocăm, eu pur și simplu încerc să dau de acest om. Eu nu știu dacă mai există передача de dimineața Prime, dar noi încercăm din răz putere. La internetul grește, aici la emisiunea Lumina, dacă reușiți să dați, mi-ați traveți numărul meu pe WhatsApp, vă rog frumos să mă contactați. Mulțumesc încă o dată, seara liniștită. Mersi și dumneavoastră, toate bune. O noapte bună, numai bine, succes în campania electorală. Ce număr aveți în buletin? Acum s-a schimbat totul, nu știu exact, pentru că au ieșit mai mulți concurenți și nu știu care va fi ultima redacție a buletinului de vot. Deci, Adică, dar apropo, în buletine nu se pun numere de ordine a candidaților. Nu se pun numere de am înțeles. Ok. Prieteni, dacă ordine. vreți să-l Înțeleg că cunoaște. vreți să votați pentru mine, dacă aveți ședință. It is not. De aceea vă interesați. Eu încă mai cântăresc, cum s-ar spune. Domnule Cepotar, vă mulțumesc încă o dată. Numai bine, seara liniștită. Dacă binevoiți, Mulțumesc și rugați prietenii din Tineretul Democrat să dea un share la acest video. Lor cu siguranță le-ar plăcea. Ei sunt activi pe online, din câte am înțeles. La revedere, vă mulțumesc! activ. Mersi și noi Prieteni, noroc și mulțumesc celor care poate numai și s-au conectat sau poate au avut răbdare să urmărească de la bun început acest live, acest interviu. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție, că v-ați făcut timp și ați urmărit asta. Reamintesc, emisiunea Lumina este susținută exclusiv financiar de peste 300-400 de oameni în fiecare lună pe platforma patreon.com/fedot. Datorită, mulțumită lor, eu exist și pot să desfășor aceste emisiuni live. M-aș bucura cei care n-au de unde să-mi mulțumească măcar cu un like, măcar cu un share, ca să fim văzuți, auziți de mai multă lume. Dacă n-am reușit să citesc unele dintre întrebările voastre, izvinite, pajalosta, 760 de comentarii. Cum s-ar spune, nici Tuțu nu a citit în viața lui atâta. Dar voi încă vreți eu să citesc în timpul unui live. V-am cuprins, o să-l arunc pe YouTube, pe cel cu Chiron, dacă n-am reușit să-l arunc, să-l arunc, cred că și pe asta și interviul cu Chiron, dar să le arunc pe YouTube mai departe, mai târziu, ca să aveți cumva ocazia să le vedeți de la bun început. Poate sunt întrebări pe care vreți, a căror răspunsuri vreți să le auziți mai cu grijă. Mâine, sper Andrei Năstase să țină de cuvânt și să avem o discuție cu el. Pentru că eu îl vânez din luna iulie, da, e destul de greu. Știi că omul e bai deputat, bai ministru, e diznai, bai instalează cruci, bai una alta, bai crucea în spatele lui Ștefan cel Mare acolo, nici nu știi, dar sper că să ține de cuvânt. O seară liniștită, vă mulțumesc încă o dată, v-am cuprins, vă ador pur și simplu, ați fost alături de mine atâta timp, cum de mă mai răbdați. Sper să ne revedem mâine seară. Dacă nu, ne revedem vineri, live, la internetul grește. Pupcei, numai bine! Aruncați cu un like, cu un share, nu vă costă nimic, e gratuit asta. Ia că uite, chiar și eu am făcut like la video ăsta. Chiar și, nu, like n-am făcut, că like, singur like, ție, nu-i frumos că am soție. Dar share am făcut. Bye, bye, noapte bună. Mulțumesc și eu dumneavoastră tuturor care au fost aici foarte activi, ne-au susținut prin lozinci, cu prezența, dar și celor care au întins această horă frumoasă aici, acestor minunați copilași.